Primăria municipiului Târgoviște continuă investițiile în infrastructura educațională. A venit rândul școlii Grigore Alexandrescu, fosta școală numărul 9, să intre în reabilitare. Suntem la școala Grigore Alexandrescu din Târgoviște. De fapt, în momentul acesta este o subunitate a școlii numărul 3, Smaranda Gheorghiu. Este o școală care până în 1989 găzduia undeva la 3.000 de elevi, împărțiți în trei schimburi. Deci era, cred că, cea mai mare școală din județul Dâmbovița. Ei bine, pe parcursul timpului, această școală și-a pierdut așa din strălucirea de altă dată și în acest moment, așa cum am precizat mai devreme, chiar și-a pierdut personalitatea juridică din cauza numărului redus de copii. Cred că mulți dintre cei care ne urmăresc acum, mai ales cei din acest cartier, e o școală care deservea inițial, cred că două cartiere, era micro 11 și micro 12, că nu exista școală în micro 12, s-a făcut ulterior școala din micro 12. Cunosc aceste aspecte, că am fost elev aici, de-aia spun. Eu am locuit aici foarte aproape de școala numărul 9, așa cum era ea cunoscută și cum este cunoscută în Târgoviște. Dar spunem, veștile rele se opresc aici, pentru că sunt și vești bune. După foarte mult timp, această unitate de învățământ va cunoaște niște lucrări importante de reabilitare, de modernizare. Este vorba de un proiect prin Planul Național de Redresare și Reziliență, un proiect în valoare de aproximativ 11 milioane de lei, prin care această unitate de învățământ va fi transformată. Vom merge puțin și în curtea școlii să vedeți că, într-adevăr, cel puțin pe zona de izolare termică, pe zona de tâmplărie, este mare nevoie de investiții. De altfel, proiectul de renovare energetică, pentru că despre asta este vorba, vizează în afară de termoizolare și de tâmplărie, chiar și sisteme ecologice de producerea energiei termice, de asemenea schimbarea tuturor instalațiilor, lucrări la acoperiș, în general, tot ceea ce este nevoie pentru ca această unitate de învățământ să beneficieze de condiții foarte bune și cam tot ce lipsește în acest moment. Precizăm că mai avem încă două proiecte importante care sunt derulate sau care vor fi derulate la această școală. Unul este proiectul de dotări care vizează mobilier, dotări didactice și de laborator și care se implementează la toate unitățile de învățământ preuniversitare din municipiul Târgoviște și de asemenea mai avem proiectul pe COVID cu materiale de curățenie, coșuri de gunoi, stații, dispenseri și așa mai departe. Deja au fost livrate în mare parte aceste materiale și eu sper că această școală să își recapete așa puțin din anvergura de altă dată, pentru că este o școală care poate deservi acest cartier, care poate deservi de asemenea cartierul Matei Voievod, nici în microionul numărul 12 nu există în acest moment o unitate de învățământ preuniversitar, da? O școală, de fapt, și atunci are adresabilitate foarte, foarte mare. Alt obiectiv care ar fi atins, aglomerația, pentru că este o școală situată chiar în mijlocul cartierului, copiii pot veni foarte ușor pe jos la școală fără a mai avea acele probleme pe care le întâmpinăm în zona unități de învățământ, care sunt foarte, foarte solicitate. Eu nu zic că vom ajunge la 3.000 de copii, nici n-avem cum, dar măcar să ajungem undeva la 700-800 de elevi aici ar fi foarte bine. Profit de ocazie să precizez că în afara lucrărilor de la această școală, în acest moment, la nivelul municipiului Târgoviște, se desfășoară un program de modernizare a infrastructurii școlare, educaționale, fără precedent. De ce spun asta? Avem 18, din analiza pe care am făcut-o, 18 unități de învățământ
în modernizare, reabilitare sau extindere în diferite stadii de execuție, da? Sau care au fost finalizate anul acesta. Avem acum lucrări la Tudor Vladimirescu, proiect care se va finaliza anul acesta pe program operațional regional. Avem lucrări la rază de soare, care, proiect care este în faza de recepție în acest moment. Au fost finalizate lucrările la grădinița din Sagricom, grădiniță care îi se va alătura și o creșă. Apoi, prin PNRR, proiecte la școala numărul 10, la Radu cel Mare, finanțare semnată, lucrări în licitație în acest moment, proiect la grădinița numărul 2, proiect la grădinița numărul 11, proiect la Ion Heliade Rădulescu, proiect la Voievodul Mircea. Repet, toate acestea prin PNRR urmează semnăm și la școala Paul Bănică și la Vasile Cârlova. Prin PNRR. Pe AFM avem grădinița numărul 3, grădinița numărul 14, de asemenea licitație în acest moment, iar prin programul operațional regional vom avea proiecte, un al doilea proiect la Vasile Cârlova, prin care vrem să facem și o extindere, numai reabilitare și dotare, să găsim o anumită posibilitate, proiect la școala numărul 2 și avem în studiu inclusiv mărirea unității de învățământ Ioan Alexandru Plătescu Voinești cu 2 etaje, astfel încât să putem să rezolvăm problema de spațiu care există acolo. Proiect la Colegiul Economic Ion Ghica, tot prin programul operațional regional. De-aia am spus că e un program de modernizare, de reabilitare și de extindere a infrastructurii educaționale din municipiul Târgoviște fără precedent. Așa că în perioada următoare vor debuta lucrări la multe unități de învățământ, vom găsi și soluții pentru a le reloca copiii și cadrele didactice. Nu aveam cum să procedăm altfel, deci nu există că puteau fi etapizate. Că ni s-a mai spus chestia asta, domne, de ce toate și așa mai departe. Păi foarte simplu, dacă nu depuneam pe PNRR proiect, în alea câteva secunde cât a fost deschis apelul, nu prindeam absolut nimic. Iar valoarea totală a lucrărilor de investiții pe care l-am menționat anterior, în ceea ce înseamnă creșe, am uitat de creșa 2, da, creșe, grădinițe, școli, licee, colegii în Târgoviște, înseamnă 300 de milioane de lei, adică 60 de milioane de euro. Astăzi, așa cum le avem, așa cum le-am menționat mai devreme, din care pe bugetul local 0 lei. Deci tot înseamnă surse atrase pe cele trei componente, pe cele două componente importante, programul operațional regional și PNRR plus AFM. Și Compania Națională de Investiții pentru creșa nouă din Sagricom. În contextul în care mă văd nevoit să repet, bugetul din taxe și impozite al primăriei Târgoviște este de 50 de milioane de lei. Adică de 6 ori mai mic decât investițiile numai pe infrastructura educațională.